Știm că Republica Moldova a instituit stare de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Cum a relatat mass media din Republica Moldova acest subiect și cât de gravă este de fapt situația? Este gravă situația pentru că depindem de atunci când vorbim de importul de gaze naturale, depindem practic totalmente de în prezent de Gazprom și când mă spun Gazprom înseamnă de mofturile Federației Ruse, care bine, nu este mulțumită de alegerea pe care a făcut-o cetățenii noștri în 2020, atunci când au ales-o pe doamna Maia Sandu, președinte a Republicii Moldova, și nici de alegerile parlamentare din vara anului trecut, când cetățenii au acordat un mandat clar de reforme, de combaterea corupției și de integrare europeană pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Sigur, acest lucru nu ne mulțumește și prin acest șantaj energetic pe care l-am văzut începând din octombrie și continuă până în prezent, se încearcă discreditarea guvernării pro-europene reprezentată de PAS și de președinta doamna Maia Sandu. Însă avem susținerea Uniunii Europene pentru a face față acestei crize și cred că această asistență care ne-a fost acordată de 60 de milioane pentru a compensa aceste prețuri mărite la energie electrică și la căldură, la încălzire, nu se va opri aici. Cred că vom și în continuare vom fi ajutați de Uniunea Europeană să facem față acestei crize, dar în același timp, sigur, atâta timp cât nu facem ordine în sistemul energetic din interiorul țării, și cred că guvernarea înțelege foarte bine acest lucru, astfel încât să avem și o competiție reală, astfel încât să nu mai avem monopolul Moldova Gaz și a Gazpromului în Republica Moldova, astfel încât să avem și resurse și surse alternative de import și a gazului natural, dar și a energiei electrice, până când nu vom avea puse la punct toate aceste lucruri, sigur putem spune că vom fi mereu într-o criză continuă de energetică. Credeți că este necesară o anchetă privind modul în care Republica Moldova a negociat contractul cu Gazprom? Eu cred că ancheta trebuie în primul rând să fie inițiată pentru a clarifica de ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani nimic în acest domeniu, astfel încât securitatea noastră energetică să fie consolidată și să nu mai depindem de mofturile Gazpromului și a Federației Ruse, astfel încât să avem surse alternative de aprovizionare cu energie electrică și să fim integrați în piața energetică a Uniunii Europene, să avem surse alternative de import a gazelor naturale și să avem puse la punct toate conductele necesare și liniile electrice necesare pentru a aduce și gaze naturale și energia electrică. Iată, am vrea să înțelegem de ce nu s-a făcut acest lucru. Au fost proiecte și au fost proiecte propuse de unii parteneri europeni, dar care au fost sabotate. Sabotate cu bună știință și cred că o anchetă trebuie să fie dusă anume în primul rând pe acest lucru. Ce ține de proiectul, de contractul semnat, bine, a fost un compromis și cred că unul care până la urmă ne-a salvat de o criză mult mai amplă. Pentru că trebuie să recunoaștem, prețurile totuși au fost mult mai mici. Deci putea fi și mai rău. O clauză care se regăsește în acest contract și care trebuie să spunem că a fost negociată nu de domnul Andrei Spânu. Ea a fost preluată dintr-un contract acord mai vechi din 2006, când la guvernare era Partidul Comuniștilor, și atunci Federația Rusă a insistat
Gazprom și Federația Rusă au insistat ca în respectivul acord să fie plata în avans pentru gazele neconsumate sau care urmau să fie consumate. Și această clauză a fost preluată, impusă de Gazprom în condiții, într-un context foarte delicat pentru noi și în acordul actual. Deci nu este clauza negociată de Andrei Spurnă. Este o clauză care moștenită de la acordurile decis negociate anterior de guvernanții comuniști și socialiști. Și iarăși trebuie de clarificat și aici lucrurile, pentru o achetă, de ce s-a întâmplat acest lucru. Folosindu-se de această clauză, acum Federația Rusă ne șantajează de fiecare dată, la fiecare zi, a 20-a zi din fiecare lună, ne șantajează cu plata în avans. Deci, dar sperăm că vom renegocia această clauză în viitor, ne propunem să facem acest lucru, pentru că este într-adevăr un acord care trebuie să fie negociat, renegociat și autoritățile noastre deja au trimis semnale în acest sens autorităților ruse.